cadrul ședinței de sâmbătă, consilierii județeni au aprobat un buget al județului de peste 246 milioane lei pentru anul 2015. Înainte de votul pe capitole, s-au făcut câteva precizări cu privire la structura bugetului și la investițiile care vor fi făcute în acest an. Consilierul județean Dan Diurco a ținut să remarce diferențele semnificative față de bugetul de anul trecut. De remarcat, comparativ cu bugetul anilor trecuți, sunt câteva diferențe semnificative pe care am dorit să le precizez. În primul rând, sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului județului în 2015 comparativ cu 2014, cele două sume cumulate din TVA și pentru echilibrarea bugetului local, dar și pentru domeniul județean, care anul trecut au fost 16 milioane, anul ăsta fiind 48, e o creștere de peste 300%. O a doua observație ar fi faptul că fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean este de peste două ori mai mare, de la 2 milioane anul trecut, la 4,6 milioane anul ăsta. O altă observație, contribuția Consiliului Județean la cofinanțarea lucrărilor ce se vor executa în 2015 la Spitalul Județean, de la 1,1 milioane anul trecut la 4,6 milioane anul ăsta, deci o creștere de peste 400%. Și nu în ultimul rând, cred că marele câștigător al bugetului din 2015 este capitolul cheltuia drumul județene, unde de la 11 milioane anul trecut la peste 48 de milioane anul ăsta, e o creștere absolut remarcabilă. Nu cred că va fi o sarcină tot mai ușoară să cheltuim atâția bani, dar eu cred că printr-o bună organizare și o urmărire permanentă a stadiului lucrurilor se poate face. Așa cum a precizat și președintele Consiliului Județean Tiberiu Marc, în acest an alocările bugetare sunt considerabil mai mari față de anul 2014 în ceea ce privește infrastructura. Drumurile județene sunt o prioritate în 2015, așa cum este și Spitalul Județean de Urgență. În ceea ce privește infrastructura din sănătate, Tiberiu Marc a afirmat că, pe lângă alocările inițiale din buget, se au în vedere și alte oportunități de finanțare din mai multe surse, inclusiv fonduri europene.